Doar o scânteie a fost de ajuns și Natiti, bătrânul și singurul fierar din Boziorul, s-a aprins. S-a bucurat că îi ascultăm poveștile și vrem să-l vedem cum mânuiește focul care l-a lăsat fără un deget. Un fierar, dacă e meseriar bun, lucrează cu orice sculă. Dar dacă nu e meseriar bun, nu lucrează. Sculă de masă meserie, jumate de masă. Focul, păi, dar e cel mai bun, domnule. N-ai cum trata fierul dacă nu e încălzit. Că e oțel. De fierar are tot nevoie. Un cârlig. Unde-l faci? O potcovă. Unde-l faci? Un topor. Unde-l faci? Stan Constantin. Titin, spune mie. Titin Stan. 85 de ani. Născut în 1930. Cea mai frumoasă e fierăria. Mi dă două șocani și îți dă voie fierul ăsta, îl mai lungești. Dar trebuie mult timp ca să-i formeze ea. Tata mi-a adus maestru pentru fierărie. Să văd fierărie. Fierarul care m-a mătrat în serie, a plecat la Brăila cu tata să cumpere niște fier de acolo, că nu s-a găsit fier după ajunge după război. Și am băgat și un fier în foc, fac un crește de foc. L-am făcut. Când a venit el de la Brăila, l-a găsit făcut. Și eu am stat 6 ani și eu am stat o jumătate de an cu el, pentru un an. În 6 ani îl mutam pe el. Dacă, după ce am prins imediat, mai zic că conduci tu fierul, conduci tu, cum vrei. L-am prins, l-am terminat. Și am plecat la mată, meserie. Făceam căruții, pus că aveam cai, lucrurile astea. Natiti ne spune mândru că numai el știe să facă o căruță întreagă, de la oiște la roți. A fost meserie foarte grea înainte, pentru că oțile astea, doamne, trântele aia, că aici să îngoașă, trebuie să bat fierul, să-l îngoși, să-l îngoși. Eu băteam aici, a zis, bă, pe mâine de mine. Acum se studiază, dar înainte se topea. Iar meseria originală, acum e mai falsă. N-are pus un deget cineva să iei. Asta am făcut-o imediat după ce a venit Revoluția. Că am luat și voi de așa pe acolo și am făcut și am șocărut. Și eu am făcut-o. Dacă ți-e frică de foc, nu lucrezi. Cum să arde?